Noroc e puraj de soare. Andrei Bolocan mă numesc. Tare sper că mă mai țineți minte. Tare sper că nu m-ați uitat. Pentru că eu am o leacă de pauză acum în activitatea emisiunii Lumina. Am plecat în turneu în România. Voi ați gândit liber să rămâneți acasă. Să vă uitați la Osicu, Metropolitul Vladimir. La Rentăvă, la filmul Pauchi, ați arătat această raia. Tare bun, recomand încât să mai prindeți. Dar așa ce ați făcut voi aseară cu mine e pur și simplu umed și tare plăcut. Deja am fost la București și la Iași. Vreau să mulțumesc sutelor de oameni frumoși, minunați, călduroși care m-au întâmpinat acolo. Despre asta puțin mai târziu. Și acum, în pauza dintre spectacolul de la Iași și următorul spectacol de la Cluj-Napoca, am venit la Chișinău. Ca să caut primăvara, bineînțeles, pentru că la sfârșit de martie la Chișinău e cald. Liliașii înfloriesc. Micu, Paris, dragi prieteni, ia uitați-vă. Turnul Efeleipe. Foarte frumos, acolo în spate ce avem? Nostradamus Gargoliu. Doar că, în cazul nostru, în loc de lilieși înflorit din soarea și în loc de păsărui și cântă demnitarii, funcționarii publici care ies cu lopata mână și și-s de bucuroși, și-s de mândri de munca pe care o fac. Și lumea tare ușor apreciază, tare ușor uită că e an electoral și tămanii prilej de laudă pentru unii civași cu fotoliu moale sub fund și lumea ușor uită de făcături manipulatorii de la socialiști și democrați și înghide catleta că deja e mai bine. Reamintesc, deja e mai bine, limba lui Andrean Candu înseamnă pute ahoit. Și într-adevăr, pute ahoit. Și cineva ne s-apucă și construiește o arenă într-o livadă de mere la Stăuceni, unul s-apucă și scade prețul la gază și noi, ca niște copilași cu minți, spunem bravo, mulțumim frumos, ne bucurăm pentru puținul pe care îl avem. Niciodată copilul să-mi bată cu bună hermare. Dă-i o cicanată, dă-i înghețată, dă-i un iPad. Ce să zic copilul? Dacă s-au spus pe Candu, copilul se apropia să strângă mâna, spune: tată, mamă, îți mulțumesc din suflet. Apreciez efortul pe care l-ai depus. Vreau să spun că mă bucur pentru puținul pe care l-am oferit. Aș vrea să mă împart cu cei din jur. O, tu lasă zic asta, copilul. Și ca o cireașă de pe tort, mâini pe mâini, probabil la Chișinău o să avem o primăriță, doamna Regina de la Arghei, poate ați auzit. Acum oamenii de știință caută, investigează dacă doamna Regina este sora sau fratele doamnei Hrenova din Parlament. Și că eu n-am petrecut mult timp în Moldova, 2 zile jumate, dar o dat peste mine o nedumerire. Sau și obțin, eu până amul tot o aveam, dar amul eu căpătat așa un aer mult mai intens. Eu ajung să interacționez cu oameni la bancă, la magazin, în transport public, troleibuz, în autobuz. În autobuz, am încercat un autobuz după nu știu câți ani și mi-a luat o leagă de timp să înțeleg că nu există taxator și trebuie să te apropii tu de șofer și să-i întinzi banii, pentru că de altfel șoferul se uită la tine în oglindă și își dă seama că tu vrei să ieși, nu-ți deschide ușile. Și pe urmă te întreabă de departe: ce, ai vrut ca iepurile? Și eu rușinos mă apropie, zic: nu, am vrut doar să aflu, să înțeleg cum funcționează transportul public în Chișinău. Ei, dar nu-i pe asta. Și atât interacționând cu zeci de oameni în parcursul a 2 zile, eu am înțeles un lucru: că tot merge tare strict, tare dur, tare lipsit de zâmbete, până în momentul în care lumea nu te recunoaște și spune: o, Andrei Bolocan, emisiunea Lumina. Și eu mă bucur, bineînțeles, că oamenii mă recunosc și oamenii știu cu ce mă ocup eu pe internetul, dar în același timp mi-e trist că eu ajung să prânesc zâmbete de la oameni și respect și interacțiune plăcută bazată pe omenie și bun simț doar în momentul în care ei mă recunosc pe internetul. Dar sentimentul ăsta, el se bazează pe ceva foarte firav, foarte trecător. Dacă eu nu sunt om cu like-uri pe Facebook, dacă mine nimeni nu mă recunoaște, eu n-as prânesc zâmbete? Eu n-as prânesc respect în stradă? De ce? Deși e atât de complicat să generăm respect fără a-l condiționa de like-uri, popularitate, recunoaștere în stradă și așa mai departe. Dacă s-a întâmplat să trăiți și voi sentimente asemănătoare, dați-mi de știri în comentarii. Și pe final aș vrea să revin la experiențele pe care le-am avut deja în România. Un mare mulțumesc și un sincer te iubesc celor sute de oameni care au venit la București și la Iași să mă vadă. S-a întâmplat la București și să cânt, să mă fac de rușine, dar lumea o tolerat și chiar o aplaudat ceea ce am făcut. Da, suntem moldoveni, cu asta e mândri. Da, mă priglășaie cavalerov. Cavalera priglășaie cavalerov. Pe alocuri am recunoscut că am aflat cuvinte noi, sau cel puțin cuvinte pe care eu credeam că le cunosc, dar în România ele au cu totul alt sens. Am mai învățat un cuvânt în română, suc. Suc! Suc! Cum? Coca-Cola e apă dulce! Serios! Eu sunt tare ușor de convins de multe idei, voi ați observat. Și unii nominal, și cu unire pot să mă convinși.
dar cât timp noi nu rezolvăm noțiunea asta de suc, eu nu știu dacă se poate întâmpla unirea. Dar una din cele mai mari și plăcute surprize care mi s-a întâmplat la Iași a fost după spectacol, când comitetul organizatoric, oamenii din organizația Atrag Iași, au venit și mi-au numărat o diplomă. Diplomă de licență, dragii mei. Eu nu știu dacă voi cunoașteți, dar eu am început 5 facultăți, n-am terminat niciuna respectiv. Eu noaptea nu mai dorm pe pernă, eu dorm pe dânsa. E așa, e destul de tare, rigidă. Eu sunt licențiat în umor, domeniul lumină, vă dați seama? Abiaca, mulțumesc tare mult și pentru cei care au drum prin Cluj-Napoca sau Timișoara în următoarele câteva zile, sau trăiesc acolo, sau cunosc prieteni acolo. Hai să ne vedem. 23 martie, orașul Cluj-Napoca, 25 martie, Timișoara. V-am pupat, v-am cuprins și în curând ne vedem deja din Montreal, acolo unde sper că a venit primăvara, dar și mă amăjesc eu dacă de gen luna mai înfloresc magnoliile. V-am pupat, numai bine!